Dragilor, bine v-am regăsit la ultimul eveniment care închide seria, șirul evenimentelor de astăzi, sâmbătă, 10 decembrie, la Târgul de Carte Gaudeamus, la standul editurii Herald. Ultimul eveniment de astăzi este dedicat lui Gabor Mate și operei sale, vorbind despre cartea Mitul Normalității, Trauma, Boala și Vindecarea într-o cultură toxică. Am numit acest eveniment Cum modelează societatea starea de bine? Gabor Mate, Mitul Normalității, cartea publicată la editura Herald în colecția Psihoterapia, despre care am tot povestit în ultimele 2 luni. Invitații noștri de astăzi, Mihai Murar, cel care va modera acest eveniment, această, să-i spunem, dezbatere, Diana Vasile, psihoterapeut, președinte ISTT, Institutul pentru Studiul și tratamentul traumei, cadru didactic universitar, psiholog clinician principal, Andreea Tincea, senior editor la editura Herald, traducătoarea cărții lui Gabor Mate, Mitul Normalității, și nu în ultimul rând, Gabriel Cicu, medic psihiatru, psihoterapeut și specialist în adicții. Și am să-i dau cuvântul lui Mihai Murar pentru a începe acest eveniment. Le mulțumim și celor care ne urmăresc, pentru că avem transmisie live pe Facebook, cei care sunt alături de noi în varianta online, și vă mulțumim și dumneavoastră pentru că fizic, iată, sunteți alături de noi. Mihai? Bună seara, mulțumesc tare mult, Sorin. Mă bucur să vă văd aici. E o onoare să fiu lângă oamenii aflați la această masă, care îl cunosc îndeaproape pe Gabor Mate, înainte ca Gabor Mate să fie cumva un icon al prezentului, și mă bucur foarte mult că reușim să avem conversații deja nu specializate, ci populare, despre cărțile lui Gabor Mate, despre tot ceea ce a adus nou Gabor Mate în, repet, nu conversația dintre specialiști, ci conversații normale, apropo de mitul normalității, între noi, oamenii obișnuiți. O să vă rog să vă apropiați dacă vreți, pentru că eu cred că această conversație din această seară va fi plină de valoare. În primul rând, dacă a citit cineva cartea Mitul Normalității a lui Gabor Mate, ca să știm, dintre voi, n-ați reușit să o citiți încă. O să plecați cu ea acasă de la târg, și măcar pentru faptul că vin sărbătorile în foarte scurt timp, cred că o să fie o lectură care o să vă înnoiască pentru noul an. Mă bucur să fiu lângă Diana Vasile. Ea este președintele Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei. Lângă Gabriel Cicu, el este psihoterapeut, vorbește foarte mult despre dependențe și a fost într-o tabără a aleșilor organizată de Gabor Mate, o tabără care l-a transformat chiar pe el însuși. Și Andreea este cea care a tradus într-un timp record această carte, pentru că România nu e o țară de, nu știu, categoria a doua sau a treia, ca în geopolitică, de exemplu. Cartea asta a apărut în România imediat după ediția în limba engleză. Întâi aș vrea să o rog pe Andreea să ne vorbească despre truda pe care a depus-o pentru traducerea acestei cărți și cum a transformat-o traducerea, pentru că sunt absolut convins că în câteva săptămâni în care ai tradus cele câteva sute de pagini, siguranță la final ai fost transformată. Te rog, Andreea. Mulțumesc, Mihai, pentru introducerea aceasta. Mulțumesc invitațiilor care au ales să fie alături de noi și de Mihai în seara aceasta, pentru că noi suntem într-o sărbătoare continuă de vreo, nu știu, din octombrie până acum. Celebrăm această apariție editorială. Este cartea anului în România, nu doar pentru că am lucrat eu la ea, nu doar pentru că acești oameni extraordinari l-au adus pe Gabor Mate în România și în tandem cu apariția în limba engleză a acestei cărți s-a întâmplat așa o minune
pe care foarte rare ori o întâlnim în România, așa nume o editură, o echipă întreagă să facă eforturile necesare ca un astfel de obiect cultural să ajungă în contextul potrivit, la timpul potrivit, calitativ, acolo unde trebuie. Asta s-a întâmplat și poate că e momentul să spun astăzi, fiindcă suntem la noi acasă, la standul editurii Herald, mulțumesc tuturor colegilor mei, de la colegii care au lucrat vânzări până la colegii care s-au ocupat de a pune și a scoate cărțile din stand, din standul nostru de editură, la colegii care au realizat coperta cărții și așa mai departe, și oamenii care au intermediat totul ca lucrurile să se întâmple, pentru că suntem mai mulți cei care am realizat produsul acesta finit și într-o stare bună, într-un stadiu bun, rapid și bine. Eu m-am ocupat de tot ceea ce înseamnă limba română a acestei cărți. Toate detaliile din această carte au trecut prin corpul meu, prin emoțiile mele și prin mintea mea. Și sincer vă spun, poate rare ori un traducător vorbește, eu nu pot să spun că sunt un traducător, dar a fost șansa mea să fie nevoie să traduc eu această carte acum. Dar a traduce o carte este o experiență care te transformă și dacă este necesar să fie făcută cu o viteză extraordinar de mare, presupune un efort neuronal, emoțional și corporal, chimic, da, și psihoemoțional, extraordinar de intens. Prin urmare, da, întrebarea ta, Mihai, este absolut justă. Am fost transformată. La final, cred că nu am avut timp să mă bucur cu adevărat de ce a însemnat efortul acesta, dar cred că în momentul în care mi-am făcut curaj să pun pe social media, pe canalele mele social media, informația că, ok, avem cartea, există, Gabor e în țară și, uitați, cartea, am lucrat și eu la ea, cred că atunci am realizat, în urma sutelor de like-uri și comenturi, că, de fapt, cuvintele mele, sau o parte din cuvintele mele care interpretau cuvintele lui Gabor, o să ajungă, poate, în mâinile a 10.000 de români sau 100.000 de români, Doamne ajută, și că o parte din mine călătorește împreună cu Gabor prin cartea asta. Și cred că a fost prima oară la o scală atât de mare, în afară de experiența de a lucra în televiziune, în care am înțeles ce înseamnă o lucrare mare, în care eu cu siguranță am fost ajutată de undeva de mai sus să pot să o fac, pentru că a fost într-adevăr dincolo de limitele mele cunoscute până atunci. Dar o carte care într-adevăr îți schimbă perspectiva, îți schimbă bagajul de informații despre tot ce înseamnă sistem medical, despre prezența ta în interiorul unui context sociocultural din care faci parte și din care uneori ești sau nu luat în calcul și despre responsabilitatea ca tu să îți clarifici care este sensul tău în toate straturile culturale ale existenței tale. Așa că, da, pe mine m-a transformat traducerea cărții, dar m-a transformat și cantitatea de informații pe care am descoperit-o aici, cantitatea de lucruri pentru care m-am simțit extrem de fericită că cineva cu o voce atât de puternică în acest moment în jurul lumii are curajul să vină și să spună, ok, am 85 de ani, am o experiență de peste 40 de ani de a lucra cu oameni în diverse condiții de sănătate psihoemoțională, fiziologică, și ăsta este momentul în care voi face, asta e interpretarea mea desigur, voi face trei lucruri super curajoase. Unu, o să menționez în această carte toți specialiștii care mie mi-au format propria perspectivă psihoterapeutică și cartea abundă de trimiteri la extraordinar de mulți oameni care sunt specialiști în psihoterapie, terapie alternative, medicină și așa mai departe. Și este aproape în fiecare pagină o reverență la unul dintre acești extraordinar psihoterapeut sau specialiști. Doi, o să vorbesc despre cele mai interzise subiecte în lumea medicală. Trei, o să vorbesc despre lucrurile acelea politice, economice și sociale care pe noi ne dor și pe care e nevoie să ne coagulăm împreună într-o nouă formă de conștiință și voință colectivă ca să putem să le schimbăm. Și toate acestea subliniate, exact, subliniate cu forță că a fi dincolo de traumă înseamnă acceptare și înseamnă și responsabilizare pentru propria ta stare de bine, autonomie și viziunea asupra vieții. Deci m-a transformat, da, cu siguranță. Aș vrea să-i dăm un rând de aplauz. Andrei vorbește la fel de bine cum traduce. Chiar a fost o muncă istovitoare traducerea în timp record a acestei cărți, care vorbește despre ceea ce e cumva pe limba tuturor în ziua de astăzi, despre traumă și cum ne afectează ea viața. E o carte pe care, în mod normal, ar spune
trebuie să o citiți, numai că trebuie este exact mitul normalității pe care încearcă Gabor Mate să-l demonteze. Trebuie, e musai, dacă vrei poți, și toate vorbele astea cu care am fost crescuți noi. Și de aceea i-aș întreba pe Diana Vasile și pe Gabriel Cicu, i-aș întreba de ce trebuie să demontăm această cultură a lui trebuie, acest mit al normalității în care am fost crescuți, educați cu toții până acum. Mulțumesc mult, Mihai. E foarte important să demontăm acest mit, pentru că cred că, bine, în primul rând, eu sunt psihoterapeut, așa cum spuneam, sunt psiholog la bază și am studiat de-a lungul timpului efectele dezvoltării oamenilor, asupra dezvoltării oamenilor, a experiențelor pe care ei le-au avut în viață, atât cele pozitive cât și cele negative. Și atunci, un aspect pe care l-am învățat foarte devreme este că toți oamenii care au suferit foarte mult sunt disperați să fie normali. Aleargă după normalitate, vor normalitate, toți întreabă, dar oare sunt normal, mai sunt normal, dar ce să fac ca să devin normal? Și atunci apare acest trebuie al normalității și asta înseamnă că fiecare își neagă unicitatea și propria dezvoltare așa cum se întâmplă în mod firesc în viața lor. Și acesta este unul dintre motivele pentru care merită să demontăm mitul normalității. Cu toții suntem normali în unicitatea și în specificitatea experienței noastre de viață. Al doilea lucru pe care tu l-ai spus și care mi-a plăcut foarte mult și cred că merită toată lumea să-l ia în sufletul lor, este că trauma nu trebuie discutată la nivel de specialiști. Și ăsta e un lucru care pe mine m-a interesat foarte mult. Lucrez în domeniul acesta de 22 de ani și m-am străduit să încep cu specialiști și să cobor la nivelul publicului, tocmai ca toată lumea să poată vorbi relaxat despre traumatizarea psihică, pentru că acesta nu este o nenorocire. O nenorocire este ceea ce mi se întâmplă de ajung eu traumatizat. Și atunci, nefirescul este în acel eveniment, în acea experiență prin care eu trec. Și atunci nu este despre mine exclusiv și asta este ceea ce aduce cartea și de-aia merită să o citiți. Pentru că ceea ce veți întâlni nu este că noi suntem în neregulă sau suntem anormali, oricât de ciudați am fi sau oricât de multe simptome sau probleme medicale, fizice sau psihice avem, ci toate acestea sunt doar niște efecte. Nu suntem noi în esența noastră, ci suntem suma tuturor experiențelor pe care alții le-au făcut cu noi, suma tuturor informațiilor pe care le-am absorbit din societate, din cultură, din tot ce avem. Și atunci aș zice că nu este un trebuie să citiți cartea, ci este în avantajul nostru al tuturor să citim o astfel de carte, pentru că dacă Gabor Mate are un merit de necontestat, este că a făcut aceste concepte și această cercetare enormă care e în spatele cărții lui și cercetare care este în psihologie, în psihiatrie, în medicină, a făcut-o accesibilă publicului larg. Și acesta este un lucru care vă va lumina mințile, vă va elibera sufletul, va contribui la creșterea sănătății fizice și psihice. Da, e un sentiment pe care îl primești la finalul cărții lui Gabor Mate. V-am întrerupt aplauzele pentru Diana. Salut, salut! Uite bine pe aici, bea o cafea. Ce e foarte interesant e că întâlnirea asta e foarte valoroasă. Chiar sunteți niște oameni norocoși să aveți asemenea specialiști la masă. Eu am prieteni care stau la coadă la terapie, la Diana. E imposibil să te programezi. Așa că voi chiar sunteți norocoși. O să te rog, Gabriel, să le spui invitaților noștri care sunt consecințele traiului în această cultură a normalității, în cultura toxică în care trăim? Bună seara! Mă bucur tare mult să împărtășesc cu voi în seara asta.
Aș vrea un pic să continui și imediat mă întorc la întrebarea ta. Continui ideea Dianei, referitor la traumă și normalitate. Am fost foarte mult învățați, chiar și eu în formarea mea când eram tânăr, să vorbim despre traumă ca ceva izolat. Trauma este ceva al unora. Da? Ne uităm la filme, vedem în filmele americane un viol și aia e trauma. Și ce aduce Gabor în actualitate și prin această carte pune foarte clar pe masă, faptul că nu există opțiunea să nu fim traumatizați. Și de aici și normalitatea traumei. Vreau să acceptăm că nu toți de aici suntem traumatizați. Absolut. Okay. Absolut. Și asta, de aici pornește o întreagă deschidere către abordarea traumei și ducându-mă către întrebarea ta, ceea ce produce trauma, a menționat și Diana mai devreme, ceea ce produce trauma este rupturi ale unor bucăți din noi. Da? Sunt bucăți din noi ale acelei experiențe pe care prin diverse mecanisme psihologice, le numim unele mecanisme de apărare, le ascundem. Și în felul acesta ne ciopârțim, în felul acesta devenim într-un fel handicapați. Nu mai suntem în posesia întregii noastre ființe. Da? Trauma izolează anumite aspecte ale ființei noastre. Absolut. Mecanismele sunt foarte valoroase și la locul lor. Doar că neabordând trauma și nelucrând, ne uitându-ne la ea cu toți ochii, ajungem să avem o viață normală, dar incompletă. Da? Noi nu suntem în întreaga noastră ființă prezenți în anumite momente, nu suntem prezenți în viața noastră, pentru că suntem incompleți. Bucățile care au fost memorii ale momentelor traumatice sunt ascunse. Asta este cumva elementul cel mai fundamental și asta se poate vedea în multe feluri. Da? Această ciopârtirea noastră, această bucățirea noastră se manifestă în diverse feluri. Și de aici psihiatria, de exemplu, eu fiind psihiatru, lucrează doar cu suprafața, da? Pune niște nume de tipul depresie. Dar ce e în spatele depresiei? Da? Ce se ascunde acolo? Nu ne uităm. Bun. Și aici ajungem la ceea ce a adus cu adevărat valoros în conversația publică Gabor Mate, legătura dintre traumă și boli. Vorbim despre boli cronice, despre boli degenerative, autoimune, Alzheimer, cancer, pentru că noi, pentru a supraviețui și pentru a fi normali în societate, ne ciopârțim, ne tăiem cu foarfeca toate bucățile astea, însă bucățile astea se întorc ca o factură, la un moment dat, sub forma bolilor. Este exagerată această legătură directă între traumă și boală, Diana? Aș zice că nu merită să o gândim în termeni exagerați, chiar dacă pare exagerată. Și ce mi-ar plăcea să înțelegem din această aparentă exagerare este faptul că procesul nu-i neapărat scurt și atunci de-aia pare exagerat, pentru că e un proces un pic mai lung și atunci noi nu-l sesizăm. Adică nu e genul beau apă, mă doare gâtul. Exact, exact. Am mers un pic de sculți, m-a luat frigul și am început să transpir. Deci nu e așa. Faptul că există această deconectare de noi înseamnă în plan psihologic și în plan fiziologic o modificare mică a modului în care organismul răspunde, elaborează răspunsuri pentru bunul nostru mers. Și gândiți-vă la un avion, dacă modifică mersul cu un grad, da? În scurt timp, deplasarea, da, distanța de la punctul original până la punctul în care am ajuns este enormă. Așa este și în dezvoltarea noastră. O deconectare și o modificare ușoară astăzi, în timp, pentru că dezvoltarea merge mai departe, mecanismele psihologice și fiziologice și corporale merg mai departe, vor crește cu această deconectare, vor crește cu această deplasare, cu această modificare. Și atunci, un element, încerc eu să-l fac mai pe înțelesul nostru, poate cel mai important aspect este că
psihicul și organismul va căuta în continuare să se echilibreze și el se va echilibra cu această modificare, cu această deconectare. Pentru asta, ca să se echilibreze, este ca și când își pune niște cârje interioare. Cârjele acestea interioare astăzi ne servesc, mâine rămân cârje. Nimeni nu vrea să meargă cu cârje toată viața. În principiu, ai vrea să te recuperezi și să mergi și să funcționezi firesc, adică în conformitate cu baza noastră naturală de funcționare. Asta înseamnă simptomele, asta înseamnă patologiile pe care noi le dezvoltăm, fie că sunt boli fizice, fie că sunt boli psihice. Sunt practic complicații al acestor cârje în termen de gândire, cârje în termen de emoționalitate, cârje în termen de nu știu ce să-mi propun, nu știu ce să fac, nu știu cum să mă comport cu cineva sau cred că mă comport bine, dar în realitate e doar o cârjă, nu este firescul meu. Și atunci de aceea nu este exagerat, dar nu o să le vedem direct. Pentru mine ca psihoterapeut, dacă vreau să ajut un om să se reconecteze, să se refacă, să își recapete funcționalitatea bună, să se vindece, cu alte cuvinte, înseamnă să iau procesul invers. Nu o să-l iau de la traumatizare înspre cronicizare, ci o să-l iau de la efectele de astăzi, de la simptomele de astăzi, de la putințele și neputințele prezente, pentru a reface țesutul, pentru a reface conexiunile. De aceea, în momentul în care persoana își abordează suferința, neputința, încurcăturile psihologice, da? Încurcăturile de gândire, încurcăturile de relații, încurcăturile de acțiune, da? Atunci începe să-și dea seama ce discrepanțe există în interiorul său. Acolo este locul în care își găsesc cu oamenii vindecarea. Deci, te rog, Gabriel. În continuare, ceea ce spune Diana, aș vrea să mai adaug că ce duce Gabor din nou în prim plan și prin această carte, dar și prin cărțile sale anterioare, este apropo de transformarea traumei în simptomatologie, că nu se transformă doar în simptomatologie psihică, ci se transformă și în boli ale corpului fizice. Și asta aduce foarte mult Gabor ca noutate din nou în prim plan, și anume utilizarea corpului în psihoterapie. Da? Psihoterapiile clasice nu iau în considerare foarte mult corpul. Și trauma se magazinează, și astăzi avem studii științifice foarte bogate în care vedem memoria corpului. Adică trauma nu este doar în minte sau în spatele unor mecanisme de apărare mentale, psihologice, ci este înmagazinată în celulele noastre, în memoria celulară a întregului corp. Și de aici, cum a spus Diana, ea iese la iveală și se poate manifesta ca boală, nu neapărat mentală. Da? Și asta spune și Gabor în cărțile sale și în cartea asta. O traumă psihică se transformă într-o boală fizică. Da, practic, credeți că vom ajunge în punctul în care să știm, în funcție de traumele fiecăruia, de ce boli o să suferim în viitor? Așa, într-un idealism, da. Adică există studii care fac corelații directe între anumit tip de traumă și anumit tip de cancer, de exemplu. Suntem încă la începutul acestui model și acestei clarități de cauzalitate. În cărțile lui aproape că vorbește despre un șablon. Dacă ai suferit de asta, da, e foarte probabil să ajungi. E foarte probabil. Dar nu putem în momentul de față, cel puțin, nu avem studii care să facă, să genereze cauzalitate, să demonstreze cauzalitate directă. Cred că ne lipsesc încă foarte multe elemente de înțelegere a ființei umane, dar probabil viitorul ne va aduce asta. Te rog, Diana. Aș completa cu un aspect care poate merită luat în calcul. Din experiența mea, această cauzalitate directă este puțin probabil să fie reușită din două motive. Cauzalitatea asta așa simplă, directă, este o obișnuință a minții, nu este o realitate. Sunt mulți factori care conlucrează ca să dea un rezultat. Și al doilea lucru, din experiența mea practică de terapeut, care am ajutat oamenii să-și recapete sănătatea fizică și psihică, am descoperit ceea ce se numește în literatură creativitatea din boală.
De ce? Pentru că psihicul și corpul are capacitate creativă, creează lucruri noi. Și atunci orice boală va presupune vulnerabilitatea existentă și aia noi o putem spune, de aceea există niște șabloane, dar rezultatul concret, adică forma de manifestare a bolii, va fi specifică fiecarei persoane. Și asta atrage după sine responsabilitatea noastră, pentru că de aceea militează Gabor și tot ce înseamnă medicină personalizată, ia-te în calcul când e vorba atât de îmbolnăvire cât și de însănătoșire. Vrei să te însănătoșești de o boală oarecare, fizică sau psihică, asumă-ți responsabilitatea pentru procesul care s-a produs ca tu să dezvolți acea boală. Și atunci, fără tine, vindecarea nu e posibilă. Fără efortul tău de descâlcire a consecințelor traumatizării, nicio vindecare nu este nici posibilă sau, dacă este posibilă, nu e foarte stabilă. Pentru că și asta este, din punctul meu de vedere, esența traumatizării psihice. Tu te pierzi pe tine în traumatizare. Te lipești de celălalt, înveți de la celălalt, îți place celălalt, zici, Doamne, ești minunat. Asta este, îmi vine să spun, un semn de traumatizare, pentru că îi dai celuilalt mai multă valoare decât ție, decât capacităților tale de a învăța de la celălalt. Și atunci, a nu te avea pe tine este cea mai consistentă formă de traumatizare, manifestare de traumatizare, care trebuie să fie în atenția noastră dacă vrem vreodată o însănătoșire reală. Da, am o curiozitate. Gabor Mate vorbește foarte mult despre studii, dă și niște procente. Femeile decontează mai mult traumele decât bărbații? Așa mi se pare mie din cărțile lui Gabor. Iarăși, sunt om de știință și atunci, pentru că sunt om de știință, o să vă spun, cele mai multe studii sunt făcute pe femei. De ce? Pentru că bărbații nu vorbesc. Una la mână. Deci nu cred că femeile decontează mult mai mult decât bărbații. Și știm mai multe despre ele. Știm mai multe despre ele. Al doilea lucru care ne face sunt pe noi, oamenii de știință, să punem sub semnul întrebării că este o problematică mai mult a femeilor decât a bărbaților, este faptul că totuși o mulțime de patologii totuși se regăsesc la bărbați. Adică nu este doar în sexul feminin. Însă ce mai știm, și iarăși aici are sens această replică, este faptul că în poziții de putere, în foarte mulți ani în urmă, au existat bărbați care au promovat mecanisme agresive de funcționare. Și acest lucru îl știm. Agresivitatea este generatorul traumatizării. Wow. Ori asta înseamnă că da, într-o anumită măsură, femeile decontează mai mult efectele traumatizării cu pierderi la ambele capete. Pierd și bărbații, pierd și femeile. Pentru că avea o femeie care nu funcționează bine nu este o fericire pentru niciun bărbat. Și mai ales pentru copii. Și mai ales pentru copii, exact. Te rog, Gabriel. Mai comenta un pic legat de cauzalitate și apropo de mitul normalității. Suntem în normalitatea societății în care trăim, suntem obișnuiți să căutăm cauzalități liniare. Da? S-a întâmplat aia, asta înseamnă că va fi aia. Și exact ce pune, și Gabor aduce foarte mult în discuția asta și Diana a spus mai devreme, cauzalitatea este multifactorială și trebuie să învățăm o nouă normalitate, să înțelegem multifactorialitatea și nu cauzalitatea de tip liniar. Asta și a produce asta. Eu vă sunt tare recunoscător că avem o conversație nu doar de promovare a acestei cărți, nu doar o conversație de suprafață, de marketing, ci e foarte profundă conversația asta de aici, de la intrare la Gaudeamo. Să știți că puteți veni în zona asta, se aude foarte bine, boxa asta e de înaltă fidelitate. Continuând conversația pe cartea lui Gabor Mate, Mitul Normalității, care nu are nevoie de reclamă pentru că ea oricum se vinde în continuare foarte bine. E mai degrabă o conversație de
Mulțumim frumos, Gabor, că ai introdus în discursul public o astfel de carte valoroasă. Aș vrea să-l întreb pe Gabriel Cicu. Gabor vorbește despre traume cu T mare și traume cu T mic. Noi și supralicităm foarte mult trauma, adică m-a traumatizat filmul pe care l-am văzut aseară. Am primit un raw alert, m-a traumatizat. Ce e trauma cu T mic, ce e trauma cu T mare, așa ca... Cred că Diana ne spune mai bine despre... Eu rămân la cumva ca răspuns la ce am spus mai devreme. Trauma cu T mare este trauma care produce dislocări, disocieri masive ale ființei, ducându-mă un pic în zona schizofreniei, de exemplu, unde este o rupere completă, da? Sunt ființa umană se rupe, se creează un zid de nepătruns între două realități. Și cumva este, nu știm dacă schizofrenia este, dar doar cu titlul de exemplu, trauma cu T mare este cea, în sensul acesta, trauma care produce disocieri masive. Adică ceea ce a fost este atât de bine ascuns, atât de bine izolat, atât de bine apărat de mecanisme de apărare, că nu este la nu dă semne să iasă la iveală, nu simțim că este la iveală, ea iese prin mecanisme de colaterale și, cum spunea Diana înainte, e un proces și o vedem de obicei foarte târziu efectele. Iar trauma cu T mic este cea că într-un fel sau altul avem o conexiune. Rămâne ceva în noi care ne pune pe gânduri. Nu mă refer la raw alert, dar mă refer la faptul că undeva în mintea mea rămâne o întrebare. Nu cumva acel eveniment mi s-a întâmplat ceva atunci, adică cumva rămâne la un nivel al conștiinței. Adică, nu știu, ca exemplu, un accident prin care ai trecut sau un abuz exact. Din copilărie conștient. Poate să fie conștient sau în funcție de situația concretă, dar sunt situații de abuz în care ființa nu își aduce aminte evenimentele. La ceea ce se numește post-traumatic stress disorder. Sau mai rău, poate să fie un abuz pe care să-l consideră o normalitate. Sau îl consider normalitate, da. Și atunci nu e în calcul în niciun fel că a fost greșit, orică o consider, o transform în normalitate, ori atât de bine ascunsă încât să fie ani de zile de lucru în terapie până ca omul să înceapă să se poată apropia de acel eveniment. Ani de zile. Adică atât de bine ascuns și el produce asta cu mare și produce efectele cele mai păcătoase, pentru că nu știm de unde cei cu ele. Asta cu tu mic om încep să-și pună simțind, fiind la un nivel de conștiință mai aproape de conștient, când încep să lucrez cu el în terapie, e mai ușor să se ducă acolo, pentru că el deja se gândește, adică are el în minte deja. Cam asta îmi vine mie să spun. Și să las pe Diana Vasile să completeze pentru cei care ați ajuns mai târziu și poate nu știți, Diana este președintele Institutului pentru studiul și tratamentul traumei, și cu T mic și cu T mare. Și cu T mic și cu T mare, da. Gabor face referire la o împărțire din literatura de specialitate a evenimentelor traumatice, pentru că acest cuvânt traumă și exemplele la care tu ai făcut referire exact în direcția aia se duc la evenimente. Evenimentele traumatice, cele cu T mare, sunt cele pe care în general lumea le recunoaște ca fiind traumatice. Războiul, n-are nimeni vreo îndoială că războiul este traumatic. Poate dacă ai trecut printr-un accident de mașină sever, iarăși n-are nimeni vreo îndoială că acela este un eveniment traumatic. Și acestea sunt denumite în literatură traume cu T mare, adică evenimente traumatice recunoscute de toată lumea, știute de toată lumea și nu prea există vreo dezbatere, vreo îndoială, vreo complicație în argumente. Traumele cu T mic, în literatura de specialitate, fac referire la acele evenimente pe care noi le comentăm și zicem, oare a fost traumatizare sau n-a fost traumatizare? Cum este, de exemplu, conflictul parental. Conflictul parental este traumatizare pentru copii sau nu este traumatizare pentru copii? Cât de tare trebuie să se certe părinții ca să devină traumatic? C-
cât de tare trebuie să nu te bage mama în seamă ca să se considere că este traumatic. Da? Pentru că s-a observat în literatură studiindu-se că neglijența, adică să nu se facă ceva, este la fel de traumatic ca atunci când cineva îți dă o palmă. Deci, și aici vine traumatizarea cu tâmic, acele acte care lipsesc din viața noastră și care totuși provoacă rupturile interioare. Neglijența este cea care este cea mai frecventă traumă denumită traumă cu tâmic, iar efectele în literatura de specialitate, studiindu-se, sunt foarte mari. Adică noi suferim mult mai mult de neglijență decât suferim de războaie. Pentru că psihicul nostru are atât de mare nevoie de conexiune bună, are atât de mare nevoie de relaționare cu celălalt, încât el este obligat să se rupă de sine dacă nu primește asta. Pentru că îl doare pur și simplu foarte tare și asta înseamnă o copleșire internă cu trăiri. Și cum ne rupem de sine, dacă vreți să răspundeți voi? Ce facem noi când ne rupem de sine, când nu avem conexiune autentică, bună? Dependențe. Dependențe. Mi-a servit-o perfect, Diana, pentru că aici este terenul pe care Gabriel este jucător, ca să nu zic campion. Și dependențele despre care vorbește Gabor sunt de două feluri. Bune și nebune, aș zice eu. Gabor zice dependențe maligne și dependențe benigne. Uite, întrebarea mea, de exemplu, este dependența de sport, de alergare, o dependență benignă, nu? Poate nu fi. Poate să fie și malignă? Absolut. Ne uităm dacă ne uităm. Lămurește-ne puțin, Gabriel. Aș pleca cumva tot de la traumă, în sensul în care, cum am vorbit mai devreme și nu avem opțiunea să nu fim traumatizați și dependența, cum ai printat, este o consecință firească a traumei, nu există opțiunea să nu fim dependenți. Da? Cum am întrebat mai devreme dacă e cineva aici de față care se simte netraumatizat, i-am putea să întrebăm, e cineva care nu este dependent? De ceva? De ceva? Nu întrebăm, dar părerea mea este că nu. Zicem noi că nu. Ce înseamnă obiectul dependenței, adică sportul sau heroina, să dăm un exemplu mai spectaculos. Obiectul dependenței este mai puțin important, pentru că dependența nu este o tulburare legată de obiect. Nu? Sau cum spunea și Diana mai devreme, legat de la fel de traumă. E nu eveniment. Nu? Uh-huh. Așa, la fel este și cu dependența. Nu obiectul este de vină pentru dependența noastră. Dependența este o consecință a unor tulburări ale noastre, este o consecință a unor căutări ale noastre, este consecința unor căutări de a acoperi un gol. Da? Acea rupere pe care o produce trauma, produce o rupere a unei bucăți din noi, dar acolo lasă un gol. Acel gol se necesită umplut. Și atunci, în funcție de conjunctură, în funcție de contextul social, în funcție de istoria noastră personală, vom alege un obiect. Și acel obiect poate să devină malign, chiar dacă aparent este benign, cum este sportul. Am văzut foarte mulți sportivi care practică sportul într-un fel malign. Ce înseamnă malign? Înseamnă viața lor este limitată la asta, oricărui dependent, resursele materiale se duc toate acolo, există consecințe în plan social și personal pentru că totul se învârte în jurul acelui obiect. E un bun exemplu de explozia asta din ultima vreme a ultramaratoanelor, unde oamenii efectiv se duc acolo să-și testeze limita suferinței și să treacă peste. Nu știu să spun, nu aș vrea să merg, pentru că maratoanele publice și lucrurile astea... Vorbesc de ultramaratoane.
Hiperrezistență la durere, la stres, la... De ce nu-mi vine să mă duc acolo? Pentru că intrăm într-o zonă de sport de performanță. Și sportul de performanță, ca orice profesie, este în primul rând o profesie. Și atunci sunt convins că în rândul profesioniștilor de maraton există adicți. Nu, dar cei mai mulți participanți la ultramaratoane, de exemplu, sunt oameni din corporații, management, top management și așa mai departe. Oameni care cheltuiesc foarte mulți bani pentru asta. Mă rog, dar asta e o paranteză. Da, n-aș vrea să generalizăm la modul acesta. Te rog, Andrei. Ca să aduc puțin cuvântul și despre carte, cred că pe subiectul dependență, în această carte a lui Gabor Mate, spre deosebire de cealaltă carte despre dependențe, Tărâmul Fantomelor Infometate, care a apărut tot la editura Herald, cel mai important lucru care se menționează și vine în completarea discuției despre dependențe de acum este să nu mai punem întrebarea de ce dependență, ci pentru ce dependența. Ce anume din dependența, de care sunt conștient sau nu, vrea să fie adăpat. Ce anume mi-a dat pe dependența mea. Și atunci o să ajungem, de fapt, poate mai aproape de subiectul traumei. Ce a lipsit și eu încerc să hrănesc în continuu și să restaurez ca întreg din cauza traumei prin dependență. Și cred că exemplul pe care l-ai dat tu se potrivește foarte bine cu ceea ce Gabor subliniază în orice dependență. Dependența este, cum spuneam, o consecință a traumatizării și traumatizarea înseamnă să te simți slab, să te simți vulnerabil, să te doară și să te simți nevaloros. Și atunci orice dependență, deci poate și dependența asta de sport, este o încercare de a stupa cu plăcere sentimentul de durere, cu putință sentimentul de neputință, cu importanță sentimentul de a nu fi fost valoros semnificativ pentru celălalt care te-a rănit. Și atunci, de aceea, oamenii sunt dispuși să investească atât de mult. De aceea, pentru noi, și iarăși un aspect pe care Gabor îl sublinează foarte bine în această carte, ca o completare la toate celelalte cărți, este faptul că acest lucru se poate remedia. Nu trebuie să investești atât de mulți bani în construirea unei alte identități, cea de sportiv, cea de dependent de cocaină sau de dependent de orice, ci în a-ți recupera bucata care era foarte importantă, foarte bună, foarte regulă cu tine atunci când te-a durut. Și sunt soluții concrete în această carte, deci merită să citiți. Nu e degeaba atât de groasă, credeți-mă. Gabriel, când de obicei devine o dependență? Sau când știm că e dependență? Când un comportament recreațional devine dependență. Devine dependență când el este folosit în scopul care spuneam mai devreme. Când el nu este folosit, să rămân la recreațional, când nu este folosit ca bucurie, cu bucurie, pentru bucurie, când este folosit pentru a face bine fizicului, pentru sport, și când este folosit pentru pansarea unei dureri, ce spunea Diana mai devreme, neputință, durere. Și atunci acel ceva, acea durere, indiferent de forma pe care o are, de neputință sau ce este, se cere permanent pansată. Așa, când mă duc să fac sport de bucurie, mă duc când mă duc. Da? Când am chef, când am disponibilitate, când pot, când am timp, când am bani. Durerea interioară nu mă lasă nicio clipă. Ea este în mine permanentă și îmi cere acel ceva în permanentă. Asta în termeni foarte simpliști, asta în termeni mai tehnici, când pierd controlul, când acel ceva îmi cere și nu trece prin minte, nu este o alegere, da? este un comportament impulsiv, când îmi ocupă toată viața, când totul se învârte în jurul acelui ceva, și mai departe. Pentru cei care nu sunt conștienți că sunt dependenți de ceva. De exemplu, când ești dependent de muncă. În același fel. În același fel, da? Aș întreba de aici, că suntem foarte în epoca tehnologiei. Câți dintre noi nu suntem dependenți astăzi de telefon? Eu nu ridic mâna. Nu ești, uite, doamna nu este dependentă de telefon și adevărat că
n-am văzut-o scoțând telefonul și făcând un Insta story de aici și etichetându-mă, de exemplu, pe Instagram. De ce am dat telefonul? De ce am dat exemplu telefonul? Pentru că este este foarte plastică imaginea acestui device în zilele noastre, în sensul de încerc să răspund la întrebare de mai, și mai să continui să răspund la întrebare, prin faptul că această nevoie de reparație, de pansare, este, cum să spun eu, necesită o satisfacere imediată. Uh-huh. Și de asta am dat telefonul ca exemplu, pentru că avem astăzi acest social media, da, și punem ceva pe Instagram și imediat așteptăm, avem nevoie să vedem like-urile, să vedem sinurile, să vedem, da, punem ceva pe Facebook, n-am nimic cu toate aceste instrumente sociale, doar modul în care ele sunt folosite astăzi sunt folosite în mod în felul acesta adictiv, adică depindem de răspunsul de gratificarea imediată. Imediat să văd, nu pun de dragul de a pune, ci pun să am cât mai multe like-uri și nu numai că să fie multe, că poate să fie multe într-un an. Îmi trebuie atunci. Și văd în cabinet oameni pentru că mai nou e foarte prezent această imagine, suferind că n-a primit sinul imediat. Eu când am auzit asta prima dată, nu înțelegeam ce înseamnă. Cum adică n-ai primit sinul imediat? Pe WhatsApp. Pe WhatsApp sau pe... Această nevoie de satisfacere imediată. Uite, Gabriel nici măcar n-are nevoie să fie auzit. Scrie acolo în titlul pus de Sorin acestei discuții, cum ne modelează societatea starea de bine. Și eu cred că societatea asta a normalității se folosește foarte mult de faptul că noi suntem vulnerabili și încearcă să ne facă dependenți de o grămadă de lucruri. Câte reclame în drum spre pedul ăsta de carte ați văzut la Gaudeamus sau la o carte și câte reclame ați văzut la jocul de noroc, pariuri și așa mai departe. Farmacie. Asta e o dependență benignă, nu? Dependența de jocuri de noroc e malignă? E complet malignă. E malignă. Și mai ales în societatea noastră românească, unde tocmai aceste reclame sunt peste tot și în acest moment, cel puțin, jocurile de noroc sunt una din marile dependențe ale noastre, ale românilor. Exact asta ne vând, acest instant gratification, exact. Stare de bine, respectiv îmbogățire peste... Fericit și fete frumoase. Jim, cum scăpăm de tiparele astea ale normalității? Diana, Gabriel? Pentru mine răspunsul scurt este prin educație de calitate, deci nu prin informare de orice tip. Că acum există o abundență de informație, dar încă, din nou că vin cu studii, încă informația nu este științifică, este după ureche luată, este după cum mi-a plăcut, despre cum mi s-a părut mie. Și pentru noi, oameni de știință, e un fenomen important. Orice om de știință trebuie să știe deja că nu orice lucru care i-a priit lui trebuie să recomande altuia, pentru că nu e corect. Și educația coerentă, educația științifică, educația bazată pe practicalitate, deci pe o dovadă că există un efect previzibil. Deci nu că se întâmplă, că s-a întâmplat la unii și nu s-a întâmplat la alții și deci dacă s-a întâmplat unuia, eu semăn cu el, deci automat o să funcționeze și pe mine. Deci educație de calitate. Și al doilea lucru, cu grija conștientă responsabilă față de sine și față de impactul tău asupra celorlalți. Adică a fi conștienți că noi facem lucruri bune și facem lucruri rele. Nu suntem nici zei, nu suntem nici diavoli, ci suntem o combinație. Și atunci această combinație este în grija noastră de adulți să o gestionăm și să creștem partea de contribuție pozitivă și să limităm partea de contribuție negativă. Și în acest sens, traumatizarea are rolul ei, pentru că deconectarea de sine lasă loc la generarea răului pentru sine și pentru celălalt. Și atunci am construit o societate în care ne informăm unii pe alții incoerent, ne
invităm cu aceste reclame la plăceri de scurtă durată, dar efecte constructive, ne dezadaptăm, adică ajungem să credem în device mai mult decât în conectare reală și toate astea pentru că noi nu ne-am dezvoltat capacitatea de a ne răspunde nevoilor fundamentale. Toți avem nevoie să fim văzuți, toți avem nevoie să fim auziți. Dar cât au reușit, că aici e neglijarea de care vorbeam, cât au reușit părinții, și aici nu este vorba de învinovățirea părinților, niciun specialist în real nu o să învinovățească părinții, pentru că și ei au făcut ce au putut și au fost efectele dezvoltării lor. Și e important să înțelegem că avem nevoie să recăpătăm, să recuperăm aceste bucăți noi ca să nu mai fim atât de vulnerabili la aceste informații confuzante din mediu. Și atunci cu toții vom contribui la construcția unei societăți mai bune. Aș mai completa două idei mai poetice sau mai romantice cumva. Cred că unul este curiozitatea, apropo de educație. E mare nevoie să o ființă umană e o ființă curioasă. În general, multe dintre ființele vii sunt curioase, dar ființa umană este în mod particular foarte curioasă. Și tocmai prin această toxicitate a lumii moderne, curiozitatea ființei umane a fost cumva înnăbușită, da? prin normalitate. Da? Prin crearea acestor standarde atât de clare de normalitate, totul vrei aia, păi ala e normal, vrei aia e normal. Și nu mai avem curiozitate. Și cred că curiozitatea, apropo și de educație, se leagă mână în mână. Și e nevoie să restimulăm, să aprindem focul curiozității ființei umane pentru viață, pentru știință, pentru orice. Și al doilea și mai poetic element care mi se pare esențial, cumva Diana l-a pus în termeni științifici și încerc să-l pun în termeni mai poetici, iubire. Iubirea de sine și iubirea față de celelalte ființe umane. Diana vorbea despre cea mai mare nevoie a noastră, fiecare dintre noi, nevoia de a fi auziți și văzuți și atinși. Cumva putem fi să ne vedem pe noi înșine, să ne auzim pe noi înșine și să avem mai puțină nevoie de a fi văzuți de cei din jur. Nu e ori. Nu, sunt împreună și. Cu cât ne vedem pe noi, de fapt realitatea este și mai. În sensul că cu cât ne vedem pe noi mai bine, cu cât ne uităm la noi mai bine, cu cât ne iubim pe noi mai bine, cu atât îi vedem pe ceilalți mai bine. Dacă nu ne vedem pe noi cum trebuie, nu avem cum. Eu le spun de multe ori pacienților mei, că vreau să iubesc, că vreau să învăț să iubesc. Pe tine te iubești, până nu știi să te iubești pe tine, n-ai cum să spui că iubești pe altcineva, că nu știi ce e. Pot să intru într-o zonă mai intimă. Gabriela a avut o experiență, a trăit o experiență într-o tabără a aleșilor, chiar cu Gabor Mate, în Amazon, nu? Dincolo de faptul că are niște conversații cu Gabor, pe care vă invit să le vedeți, sunt pe YouTube, dialoguri între Gabriel Cicu și Gabor Mate, a fost în această tabără și aș vrea să te întreb ce s-a întâmplat acolo și cum te-a ajutat să te iubești mai mult pe tine. Te rog, Andreea. De Gabriel să răspunzi. Aș vrea doar să punctez că exact despre tabăra în care tu ai fost, am descoperit capitol special la finalul cărții. Este un capitol dedicat ideii de vindecare și diferenței între însănătoșire și vindecare și zona în care Gabor Mate în această carte, spre deosebire de restul cărților lui, vine și discută într-un mod științific, stabil și asumat subiect. Vine și spune. Cum am mai aud nici eu. S-a dus, vine și spune. Era timpul. Toate aceste lucruri pe care și Gabriel pe alte care sunt apără imediat îți dau un alt microfon. Merge. Am pornit. Merge. Și o să fie capitolul vostru preferat, dar trebuie să citiți toată cartea ca să ajungă capitolul vostru preferat. Da. Te rog, Gabriel. Nu o să povestesc foarte mult pentru că vreau să las curiozitatea, este foarte bine descris și foarte frumos
descris, adică nu o să reiau să descriu ceea ce este acolo, dar aș spune pe experiența mea, pentru că experiența lui Gabor o veți citi în carte foarte repetată. Cât de oameni ați fost? 24. Din toată lumea. Din toată lumea. Gabor ne-a ales cumva, de asta cred că ai folosit aleși, dar nu ne-a ales, să zic, după vreo calitate specială, deosebită. Nu știu să spun exact care au fost criteriile lui. Eu am fost singurul din România, din Europa de Est chiar, și m-a invitat la conferința pe care a organizat-o Diana în acel an. Exact. Am fost 24 de persoane într-un retreat al unui institut care lucrează, a unui centru care lucrează cu un trib din Amazon, Trib Chipibo se numește, tribul. Și acești oameni lucrează de peste 5.000 de ani. E o cultură foarte veche și păstrată într-o formă foarte pură. Și acești oameni lucrează de peste 5.000 de ani cu plante din Amazon, cu foarte multe plante, de la tutun până la ayahuasca. Retreat-ul a fost cumva focusat pe a cunoaște modul în care acești oameni lucrează cu aceste plante întru binele ființei umane, pentru healing, pentru vindecare, pentru grijă față de oameni. Și au fost, da, 6 ceremonii de ayahuasca plus multe alte proceduri pe care ei le practică. Sunt metode pe care Occidentul cumva le-a lăsat deoparte odată în anii, apropo de normalitate și de toxicitatea culturală, în anii 70, pe considerente politice, aceste plante au fost trecute în ilegalitate. Până în anii 70 ele erau utilizate în... Și acum sunt absolut convins că măcar un om de aici spunea, aoleu, dar nu e normal un doctor să vorbească despre așa ceva. Eu cred că este foarte normal și este mai normal. Cred că va fi din ce în ce mai normal aceste... Merge. Cred că este foarte servicii. Cred că este foarte normal și medicina va vorbi deja vorbește din ce în ce mai mult de aceste plante, de aceste substanțe. Ele sunt în momentul de față, de peste 20 de ani de fapt, sunt în studii clinice de cercetare în toate marile universități ale lumii. Nu mai suntem în epoca războiului împotriva drogurilor, deși suntem încă cumva acolo, mentalitățile se schimbă încet. Dar cum spuneam, aceste substanțe sunt în momentul de față în laboratoarele marilor universități și se studiază deja rezultatele sunt mai mult decât îmbucurătoare. Adică cred deja Statele Unite au anunțat în 2023 vor introduce MDMA-ul în farmacii, în 2024. E clar, e un subiect sensibil, se întâmplă ceva. Întrebarea pe care cu care aș vrea să se continue este: crezi că psihedelicele sunt sau vor fi vitale în viitor, în funcție de cum evoluează studiile în tratamentul traumei? Da, da. Acum, cuvântul vital, nu aș vrea, aș vrea să-l evit. Nu e tot din mitul normalității, da. Știu, dar adică n-aș vrea să rămânem cu ideea că aceste substanțe vor fi panaceu universal. Okay. Nu, adică în sensul ăsta nu vor fi vitale. Sunt un instrument foarte util, mult mai util decât medicația pe care în acest moment industria chimică o pune pe piață, care de fapt creează mai multe dependențe decât, nu vreau să spun că creează rău, dar creează foarte multe dependențe. Aceste substanțe psihedelice nu produc dependență, utilizarea lor nu este de tip cronic,
este punctuală, adică e o altă paradigmă. Cu siguranță vor ajuta foarte mult, pentru că o experiență psihedelică, apropo de traumă și apropo de ascunde și de rupturile pe care le produce o traumă, o experiență psihedelică, unul din lucrurile pe care le face asta este să scoată la suprafață, să pună împreună ființa umană ca întreg și ca întreg dintr-un ecosistem. Da, e nevoie să mergi într-o tabără în Amazon cu Gabor Mate ca să trăiești o astfel de experiență într-un mediu controlat? Din păcate, în acest moment, da, pentru că sunt ilegale. În majoritatea țărilor sunt încă ilegale și atunci modalitatea de a accede la astfel de tratamente este fie în studiile clinice care se desfășoară în cadrul unor universități, fie în locurile în care aceste substanțe sunt legale și utilizate de către profesioniști, înțelegând prin profesioniști cei care le-au utilizat dintotdeauna. Dar ce l-a condus pe Gabor Mate acolo? Curiozitatea despre care vorbeai mai devreme? Cred că curiozitatea lui a fost... El are o mare curiozitate în general pentru multe lucruri, dovadă bogăția de lucruri despre care vorbește, dar m-aș risca să spun că, și mai ales prin efectul pe care l-a avut asupra lui și asupra tuturor, dar vorbim de el asupra lui, cred că la ceea ce l-a condus acolo este căutarea unei soluții pentru propria traumă. Adică, și asta este foarte valoros în toate cărțile lui Gabor și mai ales în aceasta, faptul că el nu vorbește din cărți. El vorbește din experiența sa personală, atât ca medic lucrând cu dependenții în cel mai rău famat și mai bogat în dependenți din Vancouver, vorbește din propria lui experiență în acest tip de healing, de vindecare și cred și rezultatul a fost pe măsură, cred că ceea ce l-a mânat să meargă acolo și să facă asta este propria lui, a fost propria lui durere. Vorbește despre relația imperfectă pe care o are cu fiul său, vorbește despre dependența de muzică clasică, nu? De colecționar de muzică și de cumpărători și de muncă. De multele diagnostice de care a beneficiat de-a lungul vieții lui și medicația pe care tot luat-o de-a lungul vieții lui. O să vă placă dacă nu ați citit cartea lui Gabor Mate, să rămână. Mulțumim că ați fost aici. V-am simțit. Mulțumim. Și te rog, Andreea. Aș vrea să adaug că am discutat despre subiectul acesta pentru că este unul pe care nu-l poți discuta în orice context mass media. Pe de altă parte, aș vrea doar să punctez și mă bucur că ai ținut deschis subiectul și că Gabriel a punctat experiența personală pe subiectul acesta, pentru că aș vrea doar să ne gândim un pic cât de curajos este gestul lui Gabor Mate ca autor, ca specialist, renumit, care este prins în top-notch level de profesionalism și recunoscut în jurul lumii, să poți să dai un astfel de capitol, dincolo de faptul că poate tu profesional practici asta, de 10 ani el face asta, însoțește grupuri de oameni și îi asistă alături de șamani să integreze experiența pe care o au acolo. Dar să faci asta public într-o carte înseamnă ceva, este un statement și am vrut să avem și această discuție punctată pentru că toată cartea lui este un statement. Este extrem de curajos și extrem de generos cu toate subiectele pe care le pune în discuție, de la atașamente de tip traumatic, da? Care trebuie și merită să fie discutate public și să le vedem mai ușor în jurul nostru pentru a nu le mai urma și poate pentru a instaura o altfel de cunoaștere și un altfel de comportament, chiar și în legăturile noastre foarte apropiate. Modul în care ne raportăm unii la alții în general, modul în care ne raportăm la economia în care trăim, modul în care ne vedem pe noi înșine, autonom și responsabil și împuternicit să facem ceva în sistemele astea, modul în care oamenii politici, vorbește despre Trump, vorbește despre o groază de figuri importante care până la urmă trebuie menționat. O figură de autoritate întotdeauna o să meargă ușor înspre o patologie. Și atunci când te uiți la o figură de autoritate care susține un grup atât de mare cum este o națiune, poți să decodezi momentul prezent al acelei națiuni. În ce a crezut sau în ce crede, care îi sunt momentele de lipsă, care îi sunt lipsele de putere din acest moment, da? Vorbește despre niște lucruri care sunt de foarte bun simț, pe care noi în privat le discutăm cu prietenii și cu familia,
dar pe care probabil un specialist și un om de știință nu le-ar pune într-o carte care va fi citită de atât de mulți oameni în jurul lumii. De asta este o carte revoluționară. Pentru că nu ar fi acceptată de societatea asta a normalității. E interesant că dacă citești cartea lui Gabor Mate, o să înțelegi altfel inclusiv trauma asta a neprimirii României în Schengen, de exemplu. E de aia pentru mine cartea asta a avut un impact mult mai mare decât corpul spune nu. Mi se pare că e o carte ca un manifest. Apropo de ce spui tu și de ce spune și Andreea, este faptul că eu cred, dar asta e o părere foarte personală, această carte a fost scrisă după acel retreat. Uh-huh. Și partea vindecării sale pe care a trăit-o în acel retreat este că nu mai poate să nu fie aliniat cu el însuși. Asta este un soi de vindecare a ființei umane, apropo de a pune lucrurile împreună. Nu mai poți să te ascunzi nici de tine și nici nu te mai interesează de a te prezenta lumii în bucăți. Uh-huh. Adică, e o forță interioară foarte puternică în care te arăt exact așa cum ești întreg. Și cred că e consecința acelui retreat. Două întrebări, nu sunt mai rețin foarte mult. Vă lăsăm să citiți cartea asta, poate o începeți chiar în seara asta. Trăim în societatea asta în care, cred că numai în ultima săptămână, ați dat peste articole de genul cum să trăim mai bine, cum slăbim, cum să fim sănătoși. Și cu toate astea trăim în timpurile în care suntem mai bolnavi decât niciodată. Diana, care e drumul? Drumul este către sine. Dacă mergem în continuare înspre alții, s-ar putea să ne pierdem de tot. Cred că ceea ce ai spus, ai spus la început un lucru și acum cumva ai menționat această suferință a noastră că n-am fost primiți în Schengen. Și ai spus acolo în planul politic, încă suntem o țară de categoria a doua, a treia, în plan psihologic al experimentării unor adevăruri, unor informații cu adevărat valoroase, nu mai suntem. Ăsta mi se pare un adevăr foarte important pe care, sigur, dincolo de faptul că sunt psiholog și mi-ar plăcea ca informațiile științifice despre psihologie să fie mult mai cunoscute. Și iată, dacă eu îi mulțumesc pentru ceva lui Gabor Mate și am avut această discuție cu el acum 4 ani de zile când a venit prima dată în România, pentru că îl cunoscusem înainte, a fost vino tu ca medic și vorbește-le oamenilor, din România desigur, despre traumatizare. Pentru că tu ești bărbat, tu ești medic, tu ești din Canada, nu ești din România, ai o vârstă și lumea o să te asculte. Pentru că el vine atât cu informații medicale, cât și cu informații psihologice. Și a spus ok. Pentru că asta trebuie să facem. Trebuie să învățăm să ne cunoaștem pe noi. Acolo-i drumul. Altfel, o să plângem în continuare la ușa altora. Așteptăm să ne bage în seamă, să ne găsească valoroși, să ne găsească demn de iubire și de colaborare. Noi cu toții suferim de lipsă de iubire. Și nu pentru că părinții noștri au fost răi. Nu, ci pentru că și părinții noștri la rândul lor au fost traumatizați. Și asta este o informație importantă. Nu te mai ocupa de altul, adică nici măcar de mama și de tatăl tău, nu înseamnă să ignori, ci să nu te mai ocupi pentru binele lor exclusiv, ci pentru binele tău. Când tu o să fii bine, o să contribui cu bine în jurul tău. Și atunci drumul este către sine. Drumul este să facem un pic de ordine noi, să fim mai aliniați în interiorul nostru. Sunt o mulțime de metode. Gabor enumeră o parte din metode și un alt lucru care este valoros la Gabor este că a pus aceste informații nu doar într-un limbaj simplu, ci într-o manieră în care spune, uite ce a funcționat pentru mine, dar tu nu trebuie să faci neapărat ca mine. Și ăsta este un lucru, iarăși, pe care orice om de știință, orice om educat o să-l pună în valoare. Fă orice e bun pentru tine, doar reconectează-te cu tine, reconectează-te cu capacitățile tale, fii un om integru, fii un om bun
și nu te mai lua după ce sclipește, nu te mai lua după ce îți spune altcineva, fără să pui sub semnul întrebării, fără să verifici cu simțurile tale, fără să explorezi ce se întâmplă în interiorul tău. Cred că ăsta este drumul. Tot din interior, cred că vom, în interior, apropo de concretețea evenimentelor externe cu Schengen sau cu război sau cu... Tot de la Gabor am învățat că mi-a tras atenția asupra acestui element și anume faptul că ființa umană este o ființă adaptabilă. Și în interiorul nostru vom găsi soluții de a ne adapta la ce avem în jur. Nu înseamnă că îl întrebam pe Gabor. Păi da, dar uite că noi trăim într-o lume plină, într-un oraș, numai cu blocuri și numai cu asfalt și numai cu fiare și numai... Dar aveți păduri. Nu o să ne imaginăm că Bucureștiul va dispărea și o să punem păduri în jurul Bucureștiului. Dar putem să plecăm din București și să ne ducem în pădure. Nu în mol. Adică adaptabilitatea este... Dar și pădurea asta de aici e frumoasă. Asta e cea mai frumoasă. N-am văzut atâția oameni bugați la un loc de foarte mult timp. Felicitări că sunteți la ora asta, sâmbătă, aici. Mai ales că e campionat mondial, adică îți dai seama. Nu-i normal să fii la un tăr de carte când e un campion mondial. Ultima întrebare care mă urmărește încă. Aseară am fost la o piesă de teatru. E ultimul rol pe care îl joacă Victor Rebenciu. Într-o piesă de teatru care se numește Tatăl, joacă rolul unui om în etate, atins de demență, e ceva degenerativ și familia îl trimite, evident, într-un azil. Și spre finalul piesei, n-o să vă povestesc, e foarte interesantă, transformatoare. E pe patul unui spital, bătrânul, și spune e pe spatul lui, da, și ceea ce spune bătrânul pe patul unui spital este, prin gând, vreau la mămica. Și acum am simțit toată durerea, eliberată de un om care nu poate să facă nimic. Și asta e ultima. Asta. Asta. Și aceste călătorii numită viață în păcat. Da. Odată o să avem niște răspunsuri în carte, pentru că un alt aspect care e foarte frumos la experiența lui Gabor Mate este că a lucrat cu oameni aflați pe patul de moarte, adică a lucrat într-un centru de îngrijiri paliative. Un element din experiența mea personală, formarea mea ca psihoterapeut de traumă, care a avut loc în Australia, a însemnat ca eu să lucrez la 24-25 de ani cu oameni peste 50 de ani. Nu m-a ascultat nimeni în România, dar acolo oamenii se lăsau ghidați și nu considerau că sunt prea tânără și nu știu eu de asta de viață. Și am înțeles și am învățat ce înseamnă să-ți pregătești bătrânețea, ce înseamnă să-ți gândești viața în întreg, nu doar când ești în forță, în capabilitate, în partea bună și frumoasă. Al doilea lucru pe care l-aș puncta, am avut ocazia să lucrez cu oameni care vin din această zonă a construcției rezilienței psihologice în fața adversităților vieții, de-a lungul vieții, nu doar în prima parte, adică în copilărie, ci și în ultima parte a vieții. Și dacă vorbim de un aspect, este că ați trăi viața în păcat, aș zice că în primul rând înseamnă să te uiți la interiorul tău și să-ți refaci capacitatea de a fi reglat, organizat, coerent. Și atunci asta îți dă o șansă în plus în,
în fața morții. Bucuria pe care eu am trăit-o în prezența lui Gabor, bucuria pe care eu am trăit-o în prezența unui specialist român, Șerban Ionescu, care a lăsat foarte multă informație științifică de calitate în România și în lumea largă despre reziliența psihologică, m-a învățat că noi ne construim și viața și avem nevoie să învățăm să ne pregătim ultima perioadă. În felul acesta ea va fi mai lungă, sunt foarte multe studii care corelează atât experiențele traumatice timpurii cu decesele timpurii, cât și recuperarea din traumă cu prelungirea vieții. Deci avem șanse. Avem șanse. Avem informații aici, avem informații în o mulțime de locuri. Gabriel? Și răspunsul meu este tot da. Cumva cred că spune același lucru pe care a spus și Diana, dar cred că cu alte cuvinte. Și anume, o viață aliniată cu sine și o viață trăită în integritate va conduce către asta, dar asta nu se întâmplă, nu o facem atunci. Da? Asta trebuie să învățăm să o trăim, viața să o trăim așa și atunci și moartea va fi la fel. Și un alt aspect foarte pe care l-aș mai adăuga este, pe care Gabor îl punctează foarte bine, abordarea, el aduce două lucruri. Am spus mai devreme că aduce corpul în ceea ce înseamnă sănătate mentală, care corpul nu-l luam foarte mult în considerare până acum, și mai aduce un lucru foarte important în prim plan, și anume spiritualitatea. Adică o integritate, o viață aliniată și spirituală, cu siguranță moartea va fi ceva firesc în parcursul nostru. Eu tare vă mulțumesc, Diana, Vasile, Gabriel, cei cu studiații, urmăriții. Andreea, o să las pe tine să faci finalul, povestindu-mi în afară de ultimul capitol, care e clar favoritul tuturor, a fost cel mai greu să traduci din cartea asta, să unde stat cel mai mult, pentru că mie mi se pare că ca traducător ai și o responsabilitate foarte mare pentru cum ajunge cuvântul lui Gabor Mate la mine, cititorul de limba română. În primul rând, atunci când știi că faci o muncă de traducător, vrei în primul rând să fii fidel autorului pe care îl traduci. Dacă el nu spune decât sex în carte, tu vei lăsa sex, nu vei spune amor sau iubire sau altceva. Pentru că el, psihologic vorbind, folosește în mod special acel cuvânt de 1000 de ori și nu folosește alte variante pentru el. N-a greșit cu nimic niciodată. La Gabor am avut pentru această carte șansa să lucrez alături de colega mea, Anca Bunea, care a venit în urma mea și a relecturat. Și au fost momente în care ne-am consultat împreună pentru 3 cuvinte, jumătate de oră sau 40 de minute. Spre exemplu, o înjurătură care este adresată lui Ray Mate, care este soția lui Gabor Mate în tinerețe și despre care Gabor povestește. Ne-am chinuit 2 femei atât de elegante și superbe să scoatem o variantă cât mai corectă cu originalul și în același timp publicabilă. La ce pagină? De amuzant. O să te las pe tine să o descoperi, asta te va face să explorezi cartea mai mult. Însă cred că un răspuns personal la această întrebare din partea ta va reflecta de fapt sau va reflecta ceea ce se va întâmpla pentru fiecare om care va citi cartea. Acolo unde o să plângeți, acolo unde o să doară, acolo unde o să râdeți foarte mult, acolo unde o să fiți cu stomacul strâns și nu o să puteți citi, este o poveste care rezonează cu ceva important din dumneavoastră și acolo se va porni o deschidere fantastică de descoperire de sine. Așa că vă invit, când veți citi această carte, să simțiți în corp, să simțiți în inimă, în piept, să ascultați ceea ce mintea va începe să spună sau poate că se va liniști complet atunci când veți citi anumite pasaje. Pentru mine, da, a fost un moment în care mi-a fost foarte greu, m-am oprit și am plâns. Pentru colega mea a fost un alt moment care a fost foarte greu, s-a oprit și a plâns și nu o să-l împărtășesc pentru că sunt parte din rezonanțele personale care vor spune mult prea multe lucruri intime într-un public prea larg. Însă, cu siguranță, ce veți citi aici este extrem, extrem, extrem de amplu pentru o groază de oameni și o paletă extrem de largă de public. E o carte pe care o poate citi cu
cu încredere și un adolescent deschis în a se cunoaște pe sine. E o carte pentru părinți, e o carte pentru bătrâni, e o carte pentru înțelepți, e o carte pentru filozofi, e o carte pentru oameni care vor să prindă un picior psihologic științific al experienței umane și un picior spiritual al ei. Este o carte pentru noi, este o carte și o oglindă fantastică a ceea ce suntem noi astăzi ca civilizație în 2022.